Am revenit în direct. Bun găsit, doamnelor, domnilor. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, Hunedoara 1 TV, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați. Discutăm astăzi despre actualitatea politică și din județul Hunedoara, dar și la nivel central. Încercăm să trecem puțin și granițele țării, de ce nu, pentru că anul acesta vor fi alegeri în foarte multe țări, va fi un an destul de complicat, spun și unii politicieni, dar și cetățenii, cei care vor fi nevoiți să aleagă de data aceasta, și vor fi patru rânduri de alegeri, cinci dacă punem și turul 2 al prezidențialelor. Vom vedea dacă vor fi comasate și alegerile, pentru că este un subiect intens dezbătut zilele acestea. Unii sunt de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, însă alții nu își doresc acest lucru sub nicio formă. De ce? Poate vom afla astăzi răspunsuri de la invitatul meu, domnul Gabriel Ionașcu, vicepreședintele Partidului AUR la nivelul județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. Sunteți, faceți parte de fapt dintr-un partid care a crescut așa destul de mult în ultimele luni, în ultimii ani putem spune. În egală măsură v-ați atras și persoane care nu simpatizează, cum este și firesc să se întâmple acest lucru. Noi încercăm să aducem în fața telespectatorilor oameni din toate partidele politice, tocmai pentru a îi ajuta cumva prin răspunsurile pe care ni le oferiți dumneavoastră de fiecare dată să înțeleagă mai bine care mai e treaba cu politica în ziua de azi și cu politicienii mai ales, pentru că atunci când vine vorba despre politică, despre omul politic, oamenii tind să facă un pas în spate. Este cumva firesc, luând în calcul ultimii 30 și ceva de ani, pentru că lucrurile, într-adevăr, au avut și s-a văzut o evoluție și se vede în continuare, dar poate calitatea politicianului este puțin altfel. Categoric. Așa cum bine ați sesizat dumneavoastră, într-adevăr, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a crescut exponențial în ultima perioadă de timp, în contrabalansând ca un pol de putere față de celelalte partide consacrate, și anume PSD, PNL, chiar și USR, USR-ul care, mă rog, vedeți că practic nici nu mai există pe eșichiul politic, atât ca dinamică, cât și ca prezență. Da, într-adevăr, noi am crescut și asta datorită faptului că problemele românilor s-au acutizat. După cum bine vedeți, toată politica adusă de timp de 34 de ani a fost o politică destructivă, n-a fost o politică constructivă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi în toată această perioadă nu am făcut altceva decât să distrugem. Am plecat practic după 89, am plecat de la o industrie, nu un monoman de fiare vechi, cum spunea un celebru clasic în viață, ci pur și simplu era o industrie care era funcțională, poate pe alocuri defectuoasă, dar era funcțională. Făceam de toate și acum nu mai avem nimic. În momentul de față exportăm doar materie primă. Adică suntem undeva calificați la nivelul unei țări de mâna a treia, o țară bananieră. Dar nu puteți șterge așa cu buretele și lucrurile bune care s-au petrecut pentru România. Sunt oarecum și lucruri bune, însă vedeți dumneavoastră, omul se uită până la urma urmei la ceea ce are în coș. Și că tot discutăm despre coș, vedeți dumneavoastră, nu poți să vorbești, să fii cel din tâi om din guvernul României și să spui că mărești pensiile, când până la urmă tu nu faci altceva decât să pui rata inflației. Ori aceasta nu este o mărire de pensie. Este pur și simplu o corelare adusă oarecum la adevăr, pentru că aceste trebuie să ținem cont de faptul că aceste calculații s-au făcut anul trecut. Ori de anul trecut până în momentul de față, cel la care noi facem vorbire acum, s-au mai făcut anumite corecții în ceea ce privește inflația. Și atunci nu putem vorbi despre o creștere a bunăstării și a traiului românilor. Discutăm despre un salariu minim. Toată lumea plătește, aproape toată lumea este plătită la salariu minim.
Dar haideți să vedem realitățile așa cum sunt. De fapt, asta este o formă mascată în care se albesc oarecum niște bani, și anume cuantumul ăla până la salariu minim, după care se mai oferă o bonificație oarecum suplimentară, pentru că altfel, haideți să fim serioși, cine s-ar descurca cu 2300 de lei în ziua de astăzi? Și sunt foarte mulți, așa cum spuneți, sunt foarte mulți români, da, care, ei, vedeți, au acest venit. Și ăsta este unul din factorii care au determinat foarte mulți români să ieie calea pribegiei. Ori noi, cei de la AUR, ne dorim ca aceste lucruri să se stopeze. Dacă o să mergem pe stradă împreună și o să ne întâlnim 10 trecători aleatoriu, luați, dacă o să stăm de vorbă cu ei, o să vedeți că fiecare dintre ei are cel puțin 2 sau 3 membri plecați afară. Ați făcut acest exercițiu? Am făcut. Și să știți că și eu fac parte și sunt unul dintre trăitorii în exil. De ce spun trăitor în exil? Pentru că am fost nevoit să iau calea pribegiei, dat fiind faptul că eu, ca și fost militar, în momentul în care am ales cariera militară, am depus un jurământ față de țară. Și eu mi-am respectat acel jurământ. Pe cale de consecință mi-l respect și acum. Dat fiind faptul că m-am întors înapoi să mă ancorez într-un proiect politic, într-un proiect de țară, care își dorește să aducă bunăstarea românilor, să facă România bine, așa cum noi în permanență spunem, asta ne dorim, să facem România bine. Și cu toate acestea, țara nu și-a respectat angajamentul față de mine. De ce spuneți acest lucru? Pentru că din toate cele care trebuiau să vină în compensare pentru faptul că eu, ca și militar, am avut parte de foarte multe renunțări, în speț, nu discut aici de programul care este 24 cu 24 și așa mai departe, permanențe și așa mai departe, ci pur și simplu nenumăratele misiuni și nenumăratele, faptul că nu ai voie să deții o activitate, să faci anumite, să lucrezi în privat, să deții o firmă, să faci multe lucruri. Acea pensie care, că și acesta este un subiect care probabil cu ocazia unei alte emisiuni îl vom ataca, pentru că mi se pare firesc ca ori de câte ori să am posibilitatea să vorbesc despre mine și despre colegii mei militari care au fost introduși în aceeași schemă numită acele pensii speciale. Deci, da, stimați cetățeni, stimați connaționali, acestea sunt pensiile speciale ale militarilor și anume un cuantum undeva, o medie undeva la 3.000 și ceva de lei. Aceasta este media la pensiile militare. Nu discutăm de cele ale generalilor și, mă rog, acolo intrăm în altă... Automat crește... Da, bineînțeles, crește exponențial și până la urma urmei, haideți să o luăm pe cea dreaptă. Acum a raportat la fostul premier Ciucă, chiar nu știu meritele deosebite ale domniei sale în teatrele de operațiuni, pentru că, să știți, eu vă spun ca și tovarăș de colegi care au fost prin teatrele de operațiuni și, într-adevăr, una e să stai în zona gri, în green zone, cum se numește, și alta e să fii direct în mijlocul operațiunilor, în mijlocul focului, ca să zic așa, și cu toate acestea, chiar și acei colegi trăiesc dintr-o pensie de care eu făceam vorbire. Ba mai mult de atât, tot acei colegi au luat și ei ca și mine calea pribegiei și au plecat în extern. Deci asta este, despre asta facem vorbire. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Și de ce spun că trebuie să înceteze? În primul rând trebuie să stopăm această hemoragie de forță de muncă calificată care pleacă în extern. În momentul de față, în România noi am rămas ca la război. Adică au rămas acasă femeile, bătrânii și copiii. Și ne mirăm că atunci când noi cei de la AUR am luat atitudine împotriva acelui PLX cu acele registre, dacă vă mai amintiți, anul trecut în vară cu acele registre întocmite, câți dintre copii au părinții plecați în străinătate. Păi fraților, asta s-a întâmplat datorită faptului că s-a dus o politică dezastroasă. Pentru faptul că nu au fost create premisele așa cum este prevăzut în Constituție, că statul se obligă să asigure și să facă și să dreagă. Și statul n-a făcut nimic. Sunteți cumva acuzați că sunteți un partid extremist, tocmai pentru că uneori sunteți poate prea vocali? Sau de ce? Da, suntem un astfel de partid? Noi nu suntem extremiști, suntem făcuți în enumărate rânduri, extremiști, putiniști, că dorim să scoatem România din Uniunea Europeană, din Uniunea Europeană, exact, că dorim să ieșim din NATO, că dorim să... Păi haideți să le luăm așa, etapizat, dacă e să discutăm despre a fi patriot, nu înseamnă a fi extremist. Vedeți,
aici noi suferim foarte mult din cauza asta, pentru că legat de aspectul ăsta am dezrădăcinat oarecum generația tânără. Generația tânără din momentul de față, în momentul actual, nu prea mai știe care sunt rădăcinile. Nu prea mai știe care sunt tradițiile, care sunt obiceiurile, care sunt cutumele nației noastre. Sunt politicienii de vină pentru acest lucru? Da, să știți. Pentru că trebuiau create premisele ca toți cei care cresc în această țară să știe care le sunt originile, de unde vin și încotro se îndreaptă. Asta pleacă și din familie, de cele mai multe ori. Dar să știți dumneavoastră, pe care le insultă părinții. Dar atâta timp, nu se creează un climat optim socioeconomic, familia este preocupată în special de ceea ce spuneam eu, de coșul zilnic, de a aduce cele necesare traiului zilnic acasă, și atunci celelalte lucruri trec pe plan secundar. Ori nu poți să acuzi pe cineva de extremist, de extremism atâta timp cât valorile și dogmele, pilonii pe care se bazează întreaga doctrină AUR sunt credința, familia, națiunea și libertatea. Deci mi se pare că e esența acestei lumi. Până la urmă, nu neapărat a noastră, a României, e esența acestei lumi, până la urmă. Toată lumea are, fiecare e liber să creadă, e liber să creadă în ce dorește el. Că vedeți că avem, noi suntem destul de liberi, ca să zic așa, nu sunt catolici, nu suntem îngrădiți. Există catolici, există neoprotestanți, există diferite culte, înțelegeți? Fiecare are loc, da, bineînțeles, categoric. Dumnezeu este omniprezent, înțelegeți? Până la urmă, nu e asta problema. Familia, păi familia, așa cum o înțelegem noi, este exact pentru ceea ce milităm noi, adică să fie, și exact cum zice la Sfânta Scriptură, între un bărbat și o femeie. Vedeți dumneavoastră, culturile astea gen neomarxist, care ne sunt induse așa, ni se bagă oarecum, ni se bagă pe țeavă, fie direct, fie ni se transmit prin mesaj subliminal, fie vin directive direct de la Bruxelles, ori haideți să începem să trimitem, că tot discutam și de Europa, haideți să începem să trimitem, începând de anul acesta, să trimitem patrioți în Europa. Oameni care se țină cu țara lor. Noi nu vrem să ieșim din Europa. Noi suntem, considerăm că suntem foarte bine ancorați la valorile europene, noi suntem o țară europeană și suntem foarte bine ancorați la aceste valori. Însă, haideți să trecem de la politica aia, de politica ghiocelului, ca să zic așa, unde ne ducem la Bruxelles și luăm poziția ghiocelului și înghițim tot ce ni se dă acolo, și haideți să avem oameni de stat. Pentru că făceați vorbire de clasa politică. Vedeți dumneavoastră, aici suferim foarte mult. Avem o clasă politică care a rămas corigentă. Corigentă la examen de capacitate al politicii. Nu mai avem oameni de stat. Nu mai avem oameni care să simtă și să trăiască românește. Deși avem foarte mulți politicieni, avem foarte mulți politicieni, parlamentari, da. Deși numărul lor ar fi trebuit să fie redus, dacă ne aducem bine. Da, și din nou s-a respectat voința poporului. Deci avem foarte mulți oameni care ar putea să schimbe cu adevărat anumite lucruri care nu funcționează așa cum trebuie. Da, și atunci cu acea ocazie a fost deturnat sensul adevărat al acelui referendum. Și, în fapt, nu s-a respectat voința poporului. Ori de asta suferim foarte mult. Avem o clasă politică care timp de 34 de ani s-a perindat sub o formă sau alta, sub un anume aranjament sau alt aranjament, ba USL, ba tot felul de combinații, că ei au mai fost, PNL-ul cu PSD au mai fost într-o combinație de genul. Exact, sub o formă sau sub alta. Sub o formă sau alta, dar tot la butoane au fost. Și cu toate acestea, le place să promită cetățenilor, în special în perioada asta de precampanie, promit foarte multe cetățenilor, în schimb fac foarte puțin. AUR nu face acest lucru? Nu promite? Tot ceea ce pot să vă spun este că AUR nu va face acest lucru. De ce spun nu va face? Pentru că
În momentul de față, chiar dacă avem o pondere foarte mică la nivelul Parlamentului României, iar în Parlamentul European, doar prin prisma faptului că Cristi Terheș s-a raportat la acest proiect de țară și a venit alături de noi și pe această ocazie, cu această ocazie vă pot spune că toți cei pe care noi propunem pentru Parlamentul European sunt oameni deosebiți, cu o pregătire deosebită, oameni care au performat de-a lungul vieților, care au făcut lucruri notabile atât în societate cât și în locurile unde și-au derulat activitățile. O să vină momentul potrivit în campania electorală. Înainte de a continua discuțiile și de a explica și dumneavoastră ce s-a întâmplat și aici la deva zilele trecute, când a avut loc un protest al membrilor AUR și al simpatizanților AUR, o să citesc câteva dintre mesajele pe care ni le-ați transmis pe pagina noastră de Facebook. Iată, Adelin Rotariu vă urează mult succes să aveți. Mult succes, succes, domnul Tiberiu Bârstan, felicitări pentru emisiune. Gabriel Ionașcu este un patriot adevărat, un om pe care ne putem baza în proiectul naționalist AUR. Mult succes, Alexandra Truță, bună ziua, felicitări pentru Petronela pentru invitații pe care îi aduci în emisiunile tale. Mult succes, Gabriel Ionașcu, avem nevoie de oameni ca tine și cu expertiza ta în administrație. Dreptate pentru România, naționaliști, da, spune Constantin Daniel Muntean, domnul Sorin Lupu spune jos corupția, domnul Liviu Macovei, ca de obicei, Gabriel Ionașcu punctează ce trebuie și spune lucrurilor pe nume, felicitări, Gabi, te urmăresc cu interes, avem mulți politicieni și prea puțini oameni politici, AUR este proiectul care trimite să ne reprezinte drept, ferm și omenește adevărații patrioți, spune Alexandra Truță. Vă mulțumim că ne scrieți. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și în fața micilor ecrane, dar și cu ajutorul acestor rețele de socializare care fac parte, cumva, este o extensie a noastră în zilele acestea. Nu știu ce ne-am face dacă într-o bună zi ar cădea acest. Mai degrabă să cadă, nu știu, orice altceva, și guvern și orice, dar nu rețelele, sociale, nu? Aici ar fi o mare problemă. Și revenind la ceea ce spuneam înainte să citesc mesajele care vă sunt în mare parte transmise de către cei care ne urmăresc, recent a avut loc un protest la nivel național al celor de la AUR, un protest care a venit așa, cumva, spontan, să spunem, în urma informațiilor potrivit cărora, iată, ar urma alegerile europarlamentare să fie comasate cu cele locale, dar nemulțumirile, din câte am observat, sunt mult mai multe, cele pe care le aveți. Ați pornit așa într-un marș în orașul, în municipiul Deva, ați făcut mici popasuri la partidele aflate în coaliție, nu? Da. Aș începe cu premizele care au stat la baza acestui protest pe care noi le-am inițiat, și acest protest a fost inițiat la nivel național. Noi am fost acuzați că, vezi, Doamne, nu ne convine faptul că aceste alegeri ne-ar dezavantaja. Exact. Pe noi nu ne dezavantajează deloc. Noi suntem pregătiți pentru orice formă vor alege cei care momentan sunt vremelnic puși în scaunul puterii, ca să spun așa. Însă ni se pare neloial față de cetățean să-l pui într-o situație bulversantă, aș putea spune. Cu ce afectează pe cetățean comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale? În primul rând, tematica este una diferită. Una este tematica pe plan european, și aici m-aș referi la faptul că trebuie pus în discuție locul și rolul României în Europa, cum este percepută ea, care va fi politica României, și în speță discutăm și acum, ducându-ne la alegeri, discutăm despre niște liste care sunt supuse unui vot național, iar când discutăm despre alegerile locale, discutăm despre lucruri punctuale, adică avem două tipuri de alegeri, uninominale, în speță numirea primarului și alegerea președintele de Consiliul Județean, și avem două tipuri de liste,
adică alegeri comune pe liste în ceea ce privește consilierii locali și consilierii județeni. Din tot acest punct de vedere, lucrurile sunt total diferite. Am fost acuzați, vezi, Doamne, că oarecum subestimăm capacitatea populației, că jigniți cumva inteligența oamenilor. Exact. Nu e asta. Ba mai mult de atât, m-aș duce la recomandările făcute de Comisia de la Veneția, care, printre altele, făcea niște precizări la un moment dat, pentru că s-a mai pus odată problema aceasta a comasării alegerilor și făcea, la momentul respectiv, Comisia de la Veneția făcea recomandări a nu se schimba regula jocului cu cel puțin un an de zile înainte de alegeri. Deci nu noi, AUR, facem lucrurile astea. Noi, fraților, dacă avem o comisie care analizează și arbitrează aceste lucruri, nu am inventat noi roata. Deci noi nu facem decât să ne prevalăm de toate recomandările care sunt în tot ceea ce înseamnă norme de drept și aplicabilitatea lor. Păi, atunci unde e? Care este vina AUR-ului? Deci, practic, vă nemulțumește faptul că nu sunt respectate anumite... Nu sunt respectate aceste lucruri, aceste legi, aceste recomandări. Vă dați dumneavoastră seama, asta înseamnă, deci dacă se vor face în varianta asta și noi încă o dată, pe această cale spun și partenerilor noștri de pe șicherul politic, stați liniștiți că noi suntem pregătiți pentru orice tip de bătălie. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Va lua pe nepregătite aceste alegeri? Absolut deloc. Avem garnitura de colegi pregătită cu care să ieșim în față și să știți că avem chiar oameni cu o pregătire deosebită, oameni care sunt capabili să preia frâiele în orice moment, să preia frâiele administrației și să începem să ne punem pe treabă. Pentru că s-a bătut pasul pe loc, nu s-a făcut nimic și suntem într-un moment zero, aș putea spune, în care România este în prăpastie. Dacă anul acesta nu ne resetăm, nu facem o resetare totală și să schimbăm această clasă politică care a demonstrat că nu poate face performanță, va fi dezastru pentru noi. De ce spuneți că nu poate să facă performanță în condițiile în care, iată, vedem și în județul Hunedoara și la nivel național, sunt atrase milioane de euro, fonduri europene pentru diferite proiecte. Stăm bine și din punct de vedere economic, dacă ne uităm la cifrele lansate de către cei în măsură să o facă. Practic, lucrurile merg destul de bine. Da. În scripte lucrurile, într-adevăr, pe scripte lucrurile merg bine. În fapt, ne împrumutăm aproape zilnic cu sume exorbitante ca statul să nu eșueze. Ca să folosesc o sintagmă tot folosită de un clasic în viață. Ne împrumutăm de sume exorbitante. Aceasta este performanța. Ba mai mult de atât, performanța de care se făcea vorbire, că duduie economia, care economie? Faptul că noi exportăm doar materie primă. Păi în momentul de față noi vindem lemnul pe picior, vindem vaca pe picior, vindem doar materie primă, materie brută. În schimb, aducem din aceeași materie, aducem marfă ultraprocesată, de proastă calitate și ăsta iar este un subiect care ar trebui aprofundat, pentru că este făcută tot în Uniunea Europeană, doar că noi beneficiem de un dublu standard și aici. Și aici revin la calitatea oamenilor celor care ar trebui să reprezinte interesul României în forurile europene și care să facă lobby ca acest dublu standard să dispară. Nu este firesc ca noi să beneficiem de o marfă de proastă calitate în condițiile care o cumperi cu același preț ca în Germania. Este imoral. Nu este firesc ca Europa să fie o Europa cu două viteze. Care sunt acele două viteze? Adică una e cea de merge bine Germania, Franța și... Și acolo sunt probleme, nici acolo nu sunt toate roz. Însă când e legat de noi, tot timpul se pun așa, se bagă joarda prin gard. Știți, vă dăm bani să faceți autostrada. În schimb, pe partea cealaltă se finanțează ONG-uri care
trebuie să găsească urșii care n-au mai trecut de 100 de ani, n-au mai trecut pe acolo și trebuie și lilieci, și gândaci și așa mai departe. Înțelegeți dumneavoastră? Păi luați orice țară, luați Austria, luați Germania și vedeți dacă se pun atâtea bețe în roate și atâtea câte se fac la noi. Dar și aici este un interes economic foarte mare și asta e vis-a-vis de și de umilința Schengen la care am fost supuși noi ca și nații. Păi da, pierderile României sunt vis-a-vis de cetățenii români care se plimbă cu avionul să duc în Europa? Nu, pierderile României sunt de nivel economic. Și considerați că a existat vreun interes în această... Categoric, categoric. Păi dacă noi aveam autostrăzi la Schengen? Dacă noi aveam autostrăzi, dacă le aveam autostrăzi finalizate, că banii s-au dat și aici revin la ceea ce spuneați dumneavoastră de fondurile care vin din Europa și așa mai departe, dar care nu sunt, de multe ori sunt pierdute. Ești pus în situația de să-ți... Deci noi suntem de vină. Noi suntem de vină. Păi absolut, ei Dumnezeu nu sunt. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în noi suntem de vină. Vorba aceea. Și nu neapărat, nu atât noi, cât cei care ar trebui să se ocupe să verifice bunul mers al lucrurilor și chiar o situație de genul ăsta avem și pe DEVA. Dar cei care ar trebui să verifice bunul mers al lucrurilor și acele fonduri să fie cheltuite judicios și în timp optim, așa cum sunt stabilite termenele, nu. Și atunci se pierde finanțarea și ești nevoit să finalizezi finanțarea, să o finalizezi din surse proprii. Și atunci ești nevoit din nou să faci împrumuturi și din nou împovărezi populația. Și asta pentru ce? Pentru că tu ai dat dovadă de un management defectuos. Nu e firesc. Nu e firesc. Chiar toți cei care se fac vinovați de acest management defectuos ar trebui să dea în primire cu funcția. Sau cel puțin să răspundă pecuniar. M-aș duce și mai departe cu răspunderea, dar mă rog, rămâne pe altă dată. Da, până la urmă, așa este, adică greșești, plătești. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile, dacă acele greșeli sunt dovedite, bineînțeles. E firesc. Și cum la noi durează așa, până se dovedesc anumite lucruri, au prezumția de nevinovăție. Absolut. Pierzi 3 ani pe proiectare și îți lași doar un an de zile pentru... Păi aici execuție. Nu, Uniunea Europeană e de nu. Vină. Păi da, imaginați-vă tot filmul ăsta cu proiectare, cu studii, cu SF-uri și așa mai ne departe. Ne punem singuri bețe în roate. Dar bineînțeles, noi aici ce facem? Noi aici, prin diferite firme de casă, băgăm bani. Înțelegeți? Asta face statul și în speță cei care se ocupă de lucrurile astea, bagă prin firme de casă, le mufează la banul public și așa se duc. Pe SF-uri, pe tot felul de proiecții și așa mai departe. 3 ani de zile faci numai chestia asta. Și îți lași un an de execuție pentru lucrare. Păi e nefiresc. Dar tu parte din bani tu ai cheltuit. Pe cele la care eu făceam vorbire anterior. Păi și atunci cu ce vrei să-ți mai termin lucrarea? Înțelegeți? Deci cam asta este... Este o problemă de care se plâng foarte mulți primari de această durată. Absolut. Foarte mare, adică absolut. 3 ani să stai, să aștepți după tot felul de avize, să modifici documente, să plimbi documente, pentru că deși trăim în era digitalizării, în continuare stau primarii cu zeci de mormane de hârtii în fața lor și durata de execuție este una mult prea mică. Unde mai punem la socoteală și toate acele contestații care apar și care îngreunează și întârzie începerea anumitor lucrări, dar aceste aspecte pot fi modificate de către cei în măsură să o absolut facă. Și avem parlamentari și în județul Hunedoara care mă gândesc că au discuții și cu primarii și mai întreabă de sănătate din când în când. Sau nu? Ei mai întreabă. Problema e că există un oarecare partipriu, aș putea spune, între primarii aflați în funcție și cei din Parlamentul României, pentru că lasă lucrurile, nu se deranjează unii pe ceilalți, pentru că au nevoie unii de ceilalți, știți? Iar că o să urmeze alegerile locale. Păi da, imaginați-vă că toți acei parlamentari care dacă le-ar face probleme primarilor aflați în funcție, păi cât ar trage primarii pentru ei? N-ar trage deloc în alegeri. Înțelegeți dumneavoastră? Dar totul este doar despre politică? Sau ar trebui să se mai regăsească normal, și cetățenii în această normal, ecuație?
și bunăstarea lor, în adevăratul sens al cuvântului, că acum această bunăstare se folosește așa la liber, fie că această are vreo importanță bunăstare sau nu. A devenit oarecum desuet, așa. Deci noi discutăm de bunăstare, dar în fapt ceea ce vedem în realitate, lucrurile stau diametral opus. Pentru că cetățeanul tot așteaptă să vadă acea bunăstare, așteaptă să vadă acele condiții deosebite promise de fiecare care își dorește la un moment dat să acceadă într-o funcție publică, într-o demnitate publică, fie el primar, fie președinte de Consiliu Județean, fie parlamentar român, și ele nu mai apar. Și cetățeanul de rând este într-o continuă așteptare. Suntem un popor destul de răbdător. Foarte răbdător. Și inventiv, dacă stăm să ne gândim că de fiecare dată când se produc anumite modificări, fie că vorbim și de tot ceea ce ține de partea aceasta fiscală și de orice altceva, românul găsește așa soluții de fiecare dată să încerce cel puțin să trăiască puțin mai bine. Apropo de răbdarea românilor și de potențialul lor de a rezista cu raționalizarea, înainte de imediat după ce a început războiul în Ucraina, ați văzut că toate statele din Europa au recurs la niște raționalizări în speță, pe gaze, pe energie, pe și cote care au fost impuse și României pe cale de consecință. Și am fost întrebat, băi, dar zice, cum vom putea rezista pe... Și eu, răspunsul meu a fost unul simplu. Poporul român va rezista foarte, foarte simplu. Pentru că poporul român a fost învățat de-a lungul timpului să trăiască doar pe cartelă, ca să zic așa. Dar nu și generația actuală, domnule Ionașcu? Generația actuală a fost... Aici lucrurile sunt... Lucrurile sunt un pic diferite, diferit. Însă revin la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, și anume faptul că dacă noi am lucrat cu generația actuală la nivelul de a-i conștientiza de națiunea noastră, de poporul nostru, de dogme, de cultume, de tot, poate ar fi un pic mai receptivă și în momentul în care, știind sacrificiul făcut de cei de înaintașilor, de cei care au fost înaintea noastră, poate ar conștientiza momentul în care ei au venit pe lume și oportunitățile care le-au fost oferite, și probabil nu ar mai înghiți atât de ușor toate directivele care se dau pe bandă rulantă și faceți aia, faceți aia, faceți aia. Avem o problemă foarte mare legată de educație. Venim după 2 ani de pandemie în care copiii au fost nevoiți să stea acasă. Lecțiile s-au făcut cum s-au făcut, pe genunchi. Să știți că vom fi tributari pe viitor pentru faptul că învățământul a fost pus cumva, învățământul românesc în general a fost cumva pus la coadă. Doar în acei 2 ani? Nu doar în acei 2 ani. Doar în acei 2 ani s-au acutizat lucrurile și s-a văzut mai mult ca oricând, s-a văzut că de fapt bagajul de lipsă de cunoștințe vine din trecut. Iar cei 2 ani n-au făcut decât să fie bomboană de pe tort, ca să spun așa. Și ați văzut rezultatele care au fost la bacalaureat. Ați văzut că au fost licee care automat s-au desființat, au dispărut ca și licee. Pentru că nu s-a mai făcut performanță. Ori gândiți-vă că cine nu investește în educație, automat țara nu are de unde să propășească, să dea înainte. Să dea plus valoare. Avem o România educată, așa cum spunea, marele proiect de țară, să spunem, lansat în urmă cu câțiva ani? Legat de România educată, e eșecul lor. Ei și-au adus aportul foarte mult ca acest proiect să fie unul eșuat. Să nu fie palpabil, să nu fie plauzibil, pentru că n-au luat nicio măsură ca să educe România așa cum și-au propus. Ca să ai o România educată, îți trebuie o elită de dascăli. O elită de dascăli care să fie remunerați așa cum trebuie. Ei, acum le-a mai crescut salariile. Au mai crescut salariile, însă după toată multe această, lupte. Deci această remunerație trebuie să fie corelată cu performanța pe care dascăle o dovedesc în actul educațional.
Ori aici, eu cred că, din punctul meu de vedere, undeva filmul este rupt. Lucrurile nu se întrepătrund așa cum ar trebui. Această situație ar trebui să fie un angrenaj bine pus, ca și ceasul elvețian, să fie rotiță cu rotiță, să funcționeze, să se învârtă în sincron și lucrurile să dea bine. Profesorul bine plătit dă dovadă de de maximum de aplicabilitate la ore, la școală, elevul pleacă cu lecția aproape învățată din cadrul școlii, nu mai are nevoie suplimentar de meditații, acasă doar mai desăvârșește ce mai are de desăvârșit și în felul acesta rezultatele sunt la superlativ. Cred că aici undeva filmul este rupt și nu este bine. Există vreun interes ca acest film să fie rupt? Eu zic că da. Și tot clasa politică este cea răspunzătoare de acest film rupt, pentru că dacă ai o populație educată, o populație foarte bine pusă la punct cu de toate, acea populație este și o populație incomodă. Este o populație care îți va pune întrebări. Este o populație care își va cunoaște drepturile. Asta înseamnă și evoluție până la urmă. Absolut. Oamenii care își cunosc drepturile, implicit cunosc și modul de funcționare al sistemului, atât din punct de vedere administrativ, cât și politic. Dacă noi încă facem confuzie și mergem și mulțumim primarului sau președintelui de Consiliul Județean că s-a făcut nu știu ce lucru, păi suntem într-o eroare totală. Pentru că acel primar sau acel președinte de Consiliul Județean este pus în funcția aceea tocmai prin acea responsabilitate care o are trecută în fișa postului. Adică el trebuie să se ocupe de lucrurile alea. El, în momentul în care a venit și a cerut mandatul cetățeanului, el a cerut imperativ să fie votat pentru a pune în aplicare acele proiecte de care el, bineînțeles, nu s-a ținut de cuvânt. Nici de cum cetățeanul să se ducă să-i mulțumească să ce? Că i-a astupat groapa din drum? Vedeți, deci cam ăsta este paradoxul. Cum de altfel nu înțelege nici sistemul. Consiliul local cumva este în slujba primarului. Nu greșit, primarul este în slujba Consiliului local. Pentru că primarul se subordonează, primarul inițiază proiectul, însă Consiliul local votează și aprobă sau, după caz, nu aprobă acel proiect, care poate fi benefic sau nu poate fi benefic pentru comunitate. Pentru că asta este cheia în care noi trebuie să vedem lucrurile. Dacă nu o să vedem lucrurile în această cheie, suntem într-o eroare totală. Mai citim câteva mesaje. Vă felicită foarte multă lume, domnule Ionaș, cum să știți. Bună ziua, succes! Dacă nu ne revenim, generația viitoare va fi complet transformată, total eșuat. Elevul cointeresat, disciplină interactivă, câte vreme elevii se plictisesc la ore, avem o mare problemă, spune o doamnă. Iată, vis-a-vis de ceea ce spuneam de România educată, de acest proiect care a fost cumva mult așteptat, putem spune. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar vreau să mai discutăm despre un subiect care a apărut recent. Parlamentarii AUR nu mai au dreptul să aducă invitați, să primească invitați în Parlamentul României. Președintele AUR la nivel național, domnul George Simion, spunea că va ține audiențele în fața Parlamentului. Da, într-adevăr. Nu doar președintele partidului, ci și ceilalți colegi ai noștri senatori și deputați. Chiar și domnul Vasilică Potecă spunea, da, senator. Țin audiențele, este rușinos ce se întâmplă. Iată o nouă dovadă a cenzurii. Dictatura se reinstaurează. Dar știți că aceste audiențe se pot ține și la birourile parlamentare ale dumnealor, adică da, au însă, această posibilitate. Însă știți să... Și chiar ar fi indicat poate să se întâmple în acele birouri acele audiențe, nu? Acum depinde în ce cheie vrem să vedem lucrurile. Dacă ne dorim ca parlamentarii să-și facă treaba acolo unde au fost numiți de către popor și anume în Parlamentul României, nu poți să faci, să ții audiențe în altă parte decât la Parlament, pentru că implicit ești în timpul programului acolo. Diferența între parlamentarii AUR și ceilalți parlamentari este că, într-adevăr, colegii noștri parlamentari se țin de program și merg și își fac treaba în
plen, fie în Senat, fie în Camera Deputaților. În contrapartidă cu ceilalți colegi ai dânșilor parlamentari din alte formațiuni politice care aleg să se pe acasă, chipurile își fac audiențe pe la birourile parlamentare prin teritoriu, dar în fapt fac ce fac și nu suntem noi în măsură să judecăm, și atunci ești pus în situația în care ești nevoit să faci audiențele acolo. Ridicându-ți-se acest drept de a primi în audiență la grupul parlamentar, implicit ești nevoit să faci în stradă. Dar mai mult de atât, nu doar parlamentarul a fost interzis, ci imaginați-vă că noi avem o întreagă schemă de personal acolo. Iar nu doar parlamentarilor AUR le-a fost interzis acest drept, ci pur și simplu și întregii scheme de personal, adică tot ce înseamnă secretar, toată întreaga schemă de personal, plus colaboratorii colegilor noștri parlamentari, li s-a interzis dreptul de a mai intra în Parlamentul României. Vă simțiți nedreptățiți din cauza acestei decizii categorii luate? Pentru că această decizie a fost luată cumva și în urma anumitor gesturi și cuvinte spuse de către unii dintre membrii AUR, care, se știe, sunt destul de vocali. A fi vocal, asta nu înseamnă că, faci ceva, faci un lucru rău. Însă, de ce suntem în situația asta? Pentru că de multe ori vorbim cu surzii, purtăm un dialog cu surzii. Deși le explicăm și venim cu argumente și venim cu propuneri constructive. Pentru că, să știți, percepția e una oarecum romanțată trimisă către public. Vezi, Doamne, noi AUR nu știe să facă numai scandal, nu vine cu proiecte. Nu. Greșit, total greșit. Aceasta este o iluzie pe care o vând partenerii noștri politici, o vând pe piață pentru oameni. Din contră, noi venim cu soluții, venim cu proiecte, încercăm să discutăm, să purtăm un dialog. Să știți că ori de câte ori au fost inițiate proiecte care au fost în beneficiu oamenilor, noi cei de la AUR le-am susținut, chiar și pe plan local și discutând aici prin consilierii care noi avem în Consiliul Local. Dacă au fost situații și au fost proiecte care au venit și au dus un plus valoare confortului cetățeanului, vieții de zi cu zi, noi cei de la AUR le-am susținut. Dacă ni s-a cerut să conlucrăm la îmbunătățirea unui proiect, noi ne-am oferit întotdeauna. Faptul că sunt situații când ei au anumite directive că trebuie să facă un anumit lucru și atunci noi orice argument și ori de câte ori e firesc, nu, ori de câte ori vii să îmi spui, bă, dacă eu spun că alul ăla e alb și tu îmi spui că e negru, eu îl văd că e alb. Ce vrei să-mi impui? Deja acolo se poartă un dialog al surzilor. Și e firesc ca uneori să dialogul să mai denatureze. Poate și pe un ton mai ridicat, poate și... Dar asta nu înseamnă că nu poate fi constructiv. Ori a recurge la o măsură deosebit de extremă, cum este cea de care noi facem vorbire, este, din punctul meu de vedere, este o nouă dovadă de cenzură, de dictatură politică, și lucrurile acestea trebuie să înceteze. Pentru că, până la urmă, noi clamăm democrația, clamăm drepturile tuturor de a se exprima liber, exact cum că făceați vorbire de protest. Da, și a protesta este un drept democratic. În ultimele două minute din această emisiune se discută destul de mult în ultimele zile despre liste comune PSD-PNL. Deja și în presa centrală am văzut destul de multe declarații și din partea președintelui PSD, domnul Ciolacu, și din partea președintelui PNL, domnul Ciucă. Își împart cumva cel puțin sferele de influență. Exact, deocamdată. Unii ar fi de acord cu aceste liste comune, alții nici măcar nu vor să audă de ele. Care credeți că ar fi interesul, în primul rând, pentru aceste liste comune, și ce credeți că se urmărește, de fapt, cu aceste liste? Interesul acestor liste comune puse la cale de către PSD și PNL nu este altul decât cel de a maximiza rezultatul în alegerile ce urmează.
e firesc să, ca ei să-și facă analize, să-și facă aceste analize prin prisma evoluției aur. Le suflăm în ceafă. Asta e... Ce vreți să spuneți cu asta? Că, adică suntem în sondaje. Sondajele nu sunt cele care le vehiculează ei pe piață și pe noi ne deranjează că ne socotesc undeva la 14%, ne pun. Poate să ne pună și în coada clasamentului. Pentru noi nu asta contează. Important este ca cetățeanul să facă distinție între toate gogoșile care le-au fost vândute, le-au fost băgate pe gât timp de 34 de ani și totodată să vadă că noi, cei de la aur, ceea ce am promis, am și realizat. Ultimul minut. Am demarat o serie de proiecte și am venit în sprijinul cetățenilor, fie prin caravana medicală, fie prin cele legate de învățământ și așa mai departe. Și prin timp de 4 ani de zile, noi cei de la aur am demonstrat că tot ceea ce am promis am și pus în aplicare și am și făcut. Pentru ei e mai greu și atunci este firesc să-și facă aceste artificii, ca să zic așa, de liste, de tot felul de aranjamente și partipriuri, că tot discutam de împărțirea sferelor de influență, ia tu județul ăla, eu mă ocup de ăla și așa mai departe. E firesc să facă lucrurile astea pentru că vor să maximizeze rezultatul alegerilor, însă fie ca cel mai bun să câștige. Mai este și până sper, acolo, și în speță eu ceea ce îmi doresc eu, îmi doresc ca poporul român să fie câștigător din toată această bătălie politică, pentru că el este cel care trebuie să fie beneficiarul de drept al unui act just și politic. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru și răspunsurile pe care ni le-ați oferit și le-ați oferit celor care ne urmăresc în primul și în primul rând. Și eu vă mulțumesc. Și pentru noi, telespectatorii, sunt cei care contează cu adevărat. Absolut. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă rog. Și eu vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea de a răspunde cu siguranță multor întrebări care stau pe buzele cetățenilor. Noi încercăm să fim în permanență în mijlocul lor și vom fi în mijlocul lor, pentru că ei ne dau cele mai bune soluții. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!